Salut, camarazi! Vă salut cu mare drag, vreau să vă zic că sunt bine sănătos. M-am gândit să vă fac un clip despre lucruri care se petrec în țara asta noastră, care e înjosită și jefuită și trasă, călcată în picioare toți veneticii, de toți alogenii și toate leprele pământului. O să vă vorbesc astăzi despre cât de jos a ajuns, a decăzut viața publică la noi. Deci, pe firmamentul României au apărut personaje penibile, ridicole, tot felul de golan, de lichele. Se pare că în ultimul timp avem de-a face cu litera P, adică Piedone, Popescu Piedone, tot cu P, Pandele și Piperea. Cam toți trei au o combinație de prostie și agresivitate, aroganță și mai multe lucruri, dar oricum lucruri joaznice. Se impun în mass media, au admiratori, sunt deci persoane publice, cum ar veni, dar sunt persoane publice jalnice. Sunt exemplu la ce cloacă a ajuns România, la ce mizerie și la ce hazna a ajuns România. Pandele și-a apărat nevasta în scandalul ăla cu azile de bătrâni, fără un cuvânt de milă pentru oamenii ăia bătuți, înfometați și terorizați și jefuiți de pensii și de case, la fel că cum e și cazul lui Bogdan Săvulescu, bestii fără milă care n-au niciun scrupul să îi lase pe oamenii care trag să moară fără aver, fără case, fără pensii, fără indemnizații. Deci ăștia n-au nimica cu ființa umană, sunt monștri, sunt bestii care arată doar ca noi, dacă îi despoi sunt hiene, sunt șacali. Acum, ieri s-a aflat că firea avea antecedente, să zicem așa, pe propriul ei tată, care din salariul lui și din munca lui, din sudoarea frunții sale, a hrănit-o și pe ea, și pe maică sa, și pe surorile ei, sau pe sora ei, l-a lăsat să ajungă pe stradă și să mănânce din tomberoanele de gunoi. Deci, vă repet, firea și-a lăsat propriul tată să ajungă pe stradă și să mănânce din gunoi. El, Blegu, era mândru că are o fată la facultate pe firea, adică el se sacrifica pentru ea și ea după aia când a ajuns și după facultate, când a ieșit și ea pe bani, pe una alta, până showbiz, l-a lăsat pe tatăl ei care o hrănise în facultate, l-a lăsat să mănânce din gunoaie și să doarmă pe străzi ca un câine, știți? Pe vremuri grecii îi goneau din cetate pe ăștia care erau bestii și care nu mai aveau nimic ca uman în ei, îi scoteau în afara cetății și le închidea poarta în nas să se descurce, că nu mai făceau parte dintre oameni, erau bestii, erau monștri. Când primul ei bărbat al lui Firea trăgea să moară având cancer în stadiul final, ea se ducea și se despuia și se iubea cu Pandele. Deci, nici nu știu cum să nume, că e nu numai josnicie, e ceva abject, e abominabil, nici nu avem cuvinte să traducem așa ceva. Deci bărbatul ei trăgea să moară având cancer și ea se despuia și se iubea cu Pandele. Deci e josnicia clasei politice române. Deci în partidele politice și tot ce e în viața publică în România sunt derbedei, sunt golani, sunt țoape, bișnițari, hoți, tâlhari, curve și masculine și feminine, sunt lichele, sunt canalii, sunt criminali de joasă speță. Ăștia au ajuns la putere și la noi și pe planeta.
alt specimen de ăsta e Piperea Gheorghe, ăsta e avocat, da? Târăște în mocirlă și în hazna numele de avocat și pe colegii lui care mai au deontologie profesională. Pipera e membru Hauer, vreo 2-3 ani s-a bătut, nu știu ce, a pozat în Sfânta Paraschiva, în Dumnezeu, în omul cinstit, pentru dreptate, pentru drept, aiurea vrăjeală. E o lichea mânuită de securiști, așa. Invitat pe la televiziune, plin de sine, arogant, scoate pe gură numai perle, știi? Deci, poate pentru că e profesor universitar, chiar este, e profesor de drept. Vă dați seama cine predă dreptul la studenții români, la viitorii juriști? Unul ca Piperea, care n-are coloană vertebrală, că n-are nimic românesc în el, care a intrat în partidul Hauer, unde sunt cam bronzați mulți pe acolo, mulți au nume străine, deci n-au nicio treabă cu România și mânați de serviciile secrete din umbră. Deci îi formează Piperea, Gheorghe Piperea, formează alături de Adrian Severin și Dan Șova pe juriștii de mâine. Deci cum e turcul și pistolul. Adrian Severin și Dan Șova au fost arestați alături de mine la Jilava. Adrian Severin nu e numai evreu, e și un trădător al României, că a vândut vecinilor de nord, Bucovina de nord, Ținutul Herta și Insula Șerpilor, care sunt teritorii românești. Le-au cedat vecinilor din nord, știi? Deci un alogen trădător de România, că el nu e, neamul lui e la Ierusalim, nu e în România. Deci a vândut România, care și oricum nu e a lui, el dostă în România că face burtica plină și e bine, îi merge bine în România, dar el n-are nimica pentru România, el acasă probabil că vorbește yidiș sau ebraica, știți? Așa. Deci, v-am zis, doi ex-pușcăriași și cu Piperea, ăștia îi formează pe viitorii juriști. Deci o să avem niște juriști pe măsura lor, știi? Așa. După aia, Popescu Piedone, tot cu litera P, fost inspector de piețe, tot timpul cu camera de filmat după el, că dă bine la fraier, știi? Îi amenda pe amărâții de tăram, pe dățăram, pe la tarabe, știți? Asta e vitejie mare, și lașitate și vitejie. Comportament de milițian, ce să zic, exact cum e și Mitică Dragomir și toți ăștia, e vigilent, văz doamne, milițianul vigilent care dă amenzi la amărâtele de babe care vând pătrunjel și usturoi, fost pușcăria și el. Acum se plimbă și se lasă filmat pe la orfelinate, că dă bine orfelinatele și mai ales azilele de bătrân, că e la modă în momentul ăsta. Țipă, da afară, retrogradează, deci e Dumnezeu. De fapt e un mârlan necioplit și numai proștii mai cred că ăsta sta nevinovat la pușcărie și că a fost scos din mânecă afară. A fost scos din mânică de serviciu ca să-l victimizeze, știți, să dea bine la prostime. Deja și-a lansat campania de primar general al capitalei. E competitor redutabil, că în România sunt foarte mulți proști care cad pe fentele astea ale securității, știi? Se potrivește la fel ca toți foștii primare capitale, cum e și Mucușor, cum a fost și Firea, cum a fost și Oprescu, știți, care a fugit în Grecia. Deci panarame, pe același calapot, serviciile în spate, aceeași ciorbă. Cum v-am zis,
Părerea mea, și sunt aproape sigur că toate panoramele astea, și Piperea, și Piedone, și Pandele sunt controlate de servicii, sunt mână-mână cu serviciile, se vede foarte limpede ca un fir alb care te ghidează, e aceeași lucrătură. Piperea, care pare român, a intrat în Partidul Aur, care e împănat de bronzați, și care întotdeauna, din 47 până azi, au fost săgețile miliției și securității comuniste. E același metod, aceeași calapod, bronzați în față ca săgeți, securiștii în umbră și securiștii îi ghidează. Cu Piedone aceeași fentă, aceeași calapod, aceeași șmecherie, îl bagă la pușcărie, îl victimizează, îl scoate afară, după aia îl propune la primărie și prostimea o să-l aleargă, că în România prostia o adun cu polonicul, știți, e multă, știi, românii nu vor să deștepte deloc, e groaznic. Cum spunea Petre Țuțea, ce am făcut pușcărie pentru 23 de milioane de cretini, și așa e. Românul nu e capabil să mai învețe, românul interesează doar berea rece și mititeii bine făcuți și meciurile de cacao la televizor, știți, rest asta e. Deci asta e țara în care trăim, vă aștept la comentarii, camarazi, vă pup cu drag, pa!